Antrenorul gazdelor, îmi doresc să devin primul antrenor din istoria celor de la FC Botoșani care învinge FCSB-ul. Benzar, Benzar și gol! Noere! 1-0. FCSB deschide scorul în minutul 14. Edi Arlem Noere, U11-a reușită stagională. Vă spuneam, golgheterul roșii albaștrilor nu mai marcase din 4 noiembrie, atunci înscria unicul gol al partidei cu Astra. Acum îndeplinește o simplă formalitate Edi Arlem Noere. Noi revedem faza, lansare pentru Benzar. Aici Benzar îl culcă pe portarul Freisel. Austriacul a plecat pe fenta lui Benzar. Acesta găsește pasa, găsește asistul pentru Edi Arlem Noere. Și Noere nu face altceva decât să pună latul acolo și să împingă.